urmează comunicarea domnului Marius Maier, general manager la CMC Group Risk Advisor. Firma văd că și-a schimbat numele. Titlul, ca de fiecare dată, foarte incitant și foarte interesant, Risk Management versus Risk în Management. Domnule Maier, mult succes, aveți 15 minute. Dragii mei, bună ziua! Mă bucur să vă revăd și vin aici an de an și revin cu un gând bun. Am avut înaintea mea câțiva și câteva exemple clare, viziune și implementare cu excelență a domnului Timiș, soluții extrem de importante și eficiente de măsurare, care confirmă și validează că ceea ce nu poți măsura, nu poți îmbunătăți. Soluții în zona de hard, fie că e vorba de instalații din fabrică sau de logistică, și eu cred că o să intru cu câteva în zona de soft. Dar până atunci revin cu speranța că veți pleca de acasă cu măcar două idei din care să faceți ceva, fie că veți decide că faceți ce am spus sau să nu faceți ce am spus, cu încredere, plecând de la faptul că ceea ce se implementează an de an de la o conferință la alta ajută clienții noștri și în fiecare an sunt tot mai mulți, și cu credință, pentru că s-a vorbit și de credința în Dumnezeu, dar și orice companie care evolua pe piață se bazează pe o credință internă care e setul de valori. Setul de valori care n-ar trebui să fie doar la ședința de bord, ar trebui să fie până la ultimul om de la logistică, pentru că acela asigură, să zicem, respectarea promisiunii față de clientul final. Și o să încerc să îmi duc povestea în jurul la câteva idei vechi și noi în același timp. Iar ceea ce plutește așa printre rânduri este când rinocerul din depozit face lebădea să vă dea de furcă. Pentru că în multe companii zac foarte multe astfel de situații care sunt luate în considerare sau nu sunt băgate în seamă și care la un moment dat, în contextul în care oamenii nu au timp, le consumă foarte, foarte multă vreme. Și atunci noi încercăm să ne uităm de fapt care este de cauza esențială a ceea ce se întâmplă, că de fapt întâmplările sunt doar consecințe. Și de aceea a apărut acel risk in management. Pentru că dacă este manager, ar fi trebuit să se preocupe de organizarea, coordonarea activității din subordine, ar trebui să știe care este autoritatea și responsabilitatea de la el în jos și trebuie să știe și când să se ducă în sus sau să insiste în așa fel încât lucrurile să ajute compania să fie o companie de succes. Și din nefericire, an de an în România, contribuim la un context care ne pune o pată extrem de delicată pe fruntea noastră și apar tot mai multe incendii violente, virulente, care au pus asigurătorii într-un moment efectiv de forță. Dacă nu faci ce spun, nu te mai asigură. Lucrul ăsta nu se întâmplă doar la noi. Lucrul ăsta se întâmplă la nivel internațional de foarte mult timp. Există o companie de asigurări FM Global care spune cu ce constructor să lucrezi, ce pereți să pui, ce instalații să pui, care să fie sprinklerele și așa mai departe. Am întâlnit la salon o fabrică care și-a pus tablou cu asigurat FM Global ca și cum ar fi fost cea mai prețioasă diplomă pe care au văzut-o vreodată. Managementul de risc ar trebui să fie un instrument suport în luarea deciziilor, să ajute compania să-și identifice și să-și măsoare acele incertitudini care la un moment dat transformate în realitate îi împiedică. Și dacă nu se învârte roata, n-ajunge marfa și dacă n-ajunge marfa nu se vinde, nu se facturează. Pe cale de consecință suntem într-un lanț extrem de întortocheat al realității noastre cu sau fără soft. Pentru că sunt companii care astăzi, să zicem, sunt extrem de bine organizate, totul este clar. Dar și la ele când se înfundă, tot se stă.
Esențialul este să se învârtă rata. Iar managementul de risc ar trebui să ajute o companie să fie flexibilă și robustă și în același timp să fie extrem de atentă la oportunitățile de pe piață. Și conceptul ăsta nu este nou. Conceptul de management de risc funcționează în lume de la 1950. V-am prezentat an de an ce spun cei peste 3000 de manageri de risc pe care grupul Allianz îi întreabă ce și cum. Care sunt riscurile? Am venit și v-am spus, cyberul ne intră în curte prin tot felul de soluții de digitalizare. Când am văzut grila de clienți de la senior, mă gândeam cât de tare trebuie să fie backup la backup-ul lor. Pentru că dacă ceva nu funcționează acolo, toți ăia stau. Digitalizarea este extraordinară, asigură viteză. Dar să intri cu 200 la oră într-un perete este crunt. Și deja în România sunt companii care au stat și n-au facturat 7, 8 zile sau 14 zile pentru că cineva le-a criptat serverul. Riscul de cyber nu este un risc, nu este o glumă. Din păcate, multe companii din România îl tratează superficial. Întreruperea de afaceri la fel, contextul macroeconomic, calamitățile naturale și, bineînțeles, se povestește într-un fel sau altul de poluare. Din 1950 există comitete și comiții care se ocupă de poluare. Acum nu le plac vacile. Oricum n-au făcut nimica. Acele comitete și comiții au permis o industrializare care poluează, cred că, mai mult decât vacile. Pe cale de consecință, de fapt, nu știm de fapt care este ouă și găină în toată ecuația asta. Până la concluzia celor de la nivel internațional, hai să revenim la nivel local să vedem ce facem cu abordarea noastră. Pentru că am întâlnit antreprenori care au spus, la noi nu se întâmplă. În momentul în care discutam de programe de management de risc, întrebarea era exclusivă cât costă, nu cât îl salvează. Și acum 2 săptămâni am întâlnit un antreprenor care nu făcea decât să-și asume o franciză de 2 milioane de euro, lucrând cu cineva foarte apropiat, foarte de mulți ani, etc., etc. Și am zis, uite, hai să încercăm să ducem către asigurător să o reducem la 200.000 de euro. Și când i-am spus fiul de consultant, a zis că e prea scump. Și a zis, no, bine, ține tu 2 milioane, nu o să se întâmple anul ăsta. Dar dacă se întâmplă în 5 ani, tu vei pune 2 milioane jos. Și factura mea de consultanță era odată. Dragi antreprenori, cei care nu aveți timp să vă ocupați de protecția serioasă a afacerii, credeți-mă că la nivel internațional deja asta se întâmplă, managerul de risc este legat deasupra la CEO. S-au văzut extrem de multe cazuri în care CEO-ul a sabotat compania. Pe cale de consecință, indiferent cât de stufos facem acest proces de identificarea riscurilor, de gestiune, de măsurare și mai departe, dacă nu vă alocați timp ca să știți cum stați, ca să știți cât e ora. Ora înseamnă oamenii, răspunderile și activele. Pentru că nu există companii care să funcționeze fără oameni, răspunderile sunt enorme. Dacă ne gândim că o companie pune pe piață sute de tone de mezeluri, milioane de cremvuști, o problemă într-o tranșă de cremvuști sau de orice altceva, se transformă într-o problemă care e problemă la nivel național. Nu există capacitate în România să gestionăm mai mult de 50 de arși. Să nu mai vorbim de oameni care au probleme cu, nu știu, ce probleme medicale unde trebuie să fie intervenții solide. Bun. Legat de risc, riscul și amenințarea există. Extrem de important este să vedem cum reacționăm în așa fel sau acționăm în așa fel încât să reducem vulnerabilitatea. Și să ne asigurăm că planurile și măsurile de gestiune rămân în vigoare. Pentru că o să vedeți un pic mai încolo că, de fapt, sunt companii care investesc foarte mulți bani în anumite măsuri, să zicem pereți antifoc. Și ei nu sunt păstrați sau conservați ca să rămână funcțional 24/7. Dragii mei, dacă ați băgat 30.000 de euro sau 50.000 sau 130.000 de euro într-o ușă antifoc, păi ea trebuie să rămână funcțională, să aibă capacitatea să se închidă dacă apare foc, să nu lase focul să treacă din zona A în zona B. Și vin cu 2 noi concepte care sunt vechi, de fapt, la nivel internațional și este ideea de Black Swan sau lebăna neagră, care, de fapt,
ce zice, că este un eveniment improbabil, fără precedent și care este amplificat din cauza că nu e previzibil. Din 2009 este dezvoltat de domnul Nassib Taleb și este dificil de măsurat, imposibil de prezis și după aceea face parte din riscurile strategice. Orice owner de business ar trebui să știe care este lista scurtă în direcția asta. Domnul Timiș a vorbit că la un moment dat i-am spus că are 800 de utilaje în priză. Deja decizia în zona de cogenerare era luată, dar a fost mult amplificată după interacțiunile noastre. După aceea putem să vorbim care sunt câteva dintre aceste evenimente. De exemplu, o avarie accidentală la o instalație strategică poate să fie un astfel de eveniment sau chiar un atac cibernetic. Un accident colectiv de muncă. Sunt fabrici extrem de întortocheate, unele pe 2-3 etaje. S-a făcut o simulare de incident grav cu 20 de oameni la etajul 3? Care este răspunderea pe care are compania și antreprenorul față de familiile lor, etc., etc.? Cum se comunică un astfel de incident și așa mai departe. După aceea, ne intră pe sub preș și deja ne-am obișnuit. Eu cred că pentru industria românească, marca proprie s-ar putea să fie un astfel de eveniment. Pentru că cumpărătorul nu știe cine este de cealaltă parte a etichetei. Pentru că companiile vând din cauza că au awareness și marca proprie nu face awareness la producător. Investiția în active, în utilaje, în cercetare și așa mai departe o fac companiile și ele nu beneficiază întru totul de lucrul ăsta. Dar noastră știți mai bine ca mine. Celălalt concept este de rinocerul gri, care e cumva balaurul din încăpere, care e o amenințare evidentă și care e ignorată. Michel Vucăr a povestit extrem de mult despre subiectul ăsta și vorbește de evenimente cu evidență crescută, cu probabilitate mare și neglijat continuu. Dragii mei, focurile mari apar noaptea. Câți dintre noastre ca proprietari de business ați făcut o vizită noaptea în fabrică, neanunțat? Să vedeți ce se întâmplă. De ce iau foc spitale la 5? De ce iau foc fabricile la 5? Pentru că oamenii nu mai dorm când merg la schimbul 3, cum dormeau acum 10-20 de ani, intră obosiți și la ora aia sunt deja terminați. Și trebuie să livreze paletul pentru că are KPI. Și dacă nu livrează paletul, împing toate lucrurile într-o parte sau alta, sau nu mai au timp să facă curățenia și lasă niște șalopete pe niște motoare care la un moment dat s-aprind, care aprind niște cutii de carton, ele și așa mai departe. Și bineînțeles că de acolo se prinde un perete antifoc care nu era protejat când a tras ultima dată electricianul niște fire pe acolo, a avut acces la spumă. Deci îmi dai voi două secunde. Aș vrea să vă spun ceva. De obicei nu fac lucrul acesta ca să recomand un furnizor de al meu. Lucrez cu domnul Maier de 7 ani, 8 ani, de foarte mult timp lucrăm împreună. Deci nu am făcut ceea ce spune el, a făcut el în fabricile mele. La 3 noapte ajunge în fabrici și îmi face educația în fabricile mele. O dată pe lună, de 2 ori pe lună, deja oamenii mei sunt educați. Dar cel mai important lucru care l-a făcut, mi-a schimbat mie perspectiva a ceea ce înseamnă risc. Cât nu înțelegem noi, ceea ce a spus de altfel dumnealui, ce se întâmplă când iei foc. Eu când l-am luat pe el asigurator, am spus în felul următor. Nu mă interesează de câți bani primesc de la asigurator. Eu în momentul în care am luat foc, eu dispar din piață. Un brand puternic, dacă nu livrează, nu știu, 6 luni, 7 luni, este gata. Deci din punct de vedere ca și broker de asigurator, de asigurare, este fabulos, dar este fabulos în primul rând ca mentalitate de risc și om serios. Deci dacă vreți cei de aici să nu aveți probleme vreodată în zona asta, căutați-l pe omul ăsta că ați rezolvat problema. Și felicitări! Noi chiar începem peste 2 săptămâni partea cu managementul
cu fiecare manager în parte să identificăm problemele pe care le are el și cum facem în final ca riscul din companie să fie de cât se poate de mic. Da, și mulțumesc. Mersi. În 2023, noi care avem, să zicem, conexiuni cu clienți din diverse piețe, vedem o creștere a presiunii riscului de încasare. Dragii mei, cea mai mare daună este de la prieteni. Și prietenii știu de ce. Pentru că dacă s-au stabilit niște reguli într-o companie, toată lumea se duce pentru că ăla s-a plâns la șeful și șeful zice, bine, mă, hai să mai dăm. Și dintr-o daună de 150.000 de euro, ăla ajunge la 30.000, după care iară se plânge și când ia de faliment are 500.000 de euro. Adică trebuie să vedem cât de tare suntem prieteni, sau eu sunt prieten cu mine, dar și tu ești prieten cu tine, adică în 2023 eu văd pe polițele de asigurare de creanțe pe care le avem extrem de multă agitație. Solicitări de păsuiri la plata facturilor sau notificări concrete de daună. Aș vrea să mă opresc la ce am spus, că asigurătorii sunt într-un moment de forță în România, pentru că antreprenorii au neglijat an de an acele planuri de măsuri care vin după inspecțiile de risc. Sunt companii care au grad de îndatorare. Dacă am întâlnit la Gherla o fabrică care nimeni nu mai vrea să o asigure. Dacă nimeni nu mai vrea să o asigure, ce se întâmplă? Banca poate să pună polițele în sold, adică creditele în sold. Ce se întâmplă dacă o companie are 10 milioane de euro sau 10 milioane de lei? Credite de la bancă și banca ele pune în sold în 30 de zile sau ele pune pe rate. Oricum profitul lor anual nu poate să ducă lucrul ăsta. Iar cyberul și digitalizarea ar trebui să fie luate extrem, extrem de în serios. Asigurarea în zona de cyber este ultimul lucru care trebuie luat în calcul. De fapt, asigurarea mi-a venit în minte acum recent că cred că cea mai bună analogie pentru o poliță de asigurare ar trebui să fie că este parașuta de rezervă, nici măcar parașuta. Pleacă un parașutist fără parașută de rezervă? Nu. Parașuta în materie, ce faceți dumneavoastră, trebuie să fie calitatea, inclusiv la ceea ce înseamnă lanțul logistic. Adică să vă asigurați nu că a ieșit de pe poarta fabricii cum trebuie, că ajunge la magazin cum trebuie. E adevărat că poți folosi terți, foarte mulți. În măsura în care terții îți garantează, pentru că ei mută paletul, dar răspunderea e a ta. Dacă îți duc odată cu paletul și răspunderea, e ok. La fel și digitalizarea. Sunt companii care se bazează pe companii de soft. Perfect. Dacă are loc o spargere și un furt de date de acolo, are capacitatea financiară sau o poliță de asigurare a acea companie să pună jos 10 milioane de euro? Pentru că toți ne dorim clienți mari. Noi ca broker la un moment dat aveam o poliță de răspundere de 5 ori mai mare decât era obligația legală. De ce? Pentru că ne-am gândit că dacă facem o greșeală mică, mică, s-ar putea să fie mult peste nivelul minim impus legal. Ce am făcut? Am luat firma cea mai mare de cyber și am plătit, ca să vă dați seama, 30.000 de euro să reușească să mă penetreze, ca să-mi fure datele. Și n-au reușit. Deci ăla e testul final. Cel mai naibii și cel mai bun, îl plătești ca să vadă dacă poate să-ți intre în sistemul tău informatic. Și dacă ai scăpat de ăla, ești bine. Testarea vulnerabilităților este primul pas, pentru că atunci dovedești la asigurător un lucru extrem de important. Că ești un bun gospodar. Că ai grijă de tine. Și că te duci la asigurător după bani doar și când atunci tot ce ai putut tu prevedea n-a funcționat. Dar am întâlnit antreprenori extrem, extrem de ocupați. Și când apare o daună, instantaneu au timp să gestioneze extrem, extrem de mult. Pentru că, de exemplu, un incendiu, cum a fost cel din județul Maramureș, se întâmplă în felul următor. Da? În primul rând apar persoane vătămate, după aceea pot să apară pagube materiale, poluare și, bineînțeles, întrerupere de afaceri.
unde te muți în 20 de zile ca să produci din nou, ca să plătești cele 600 de salarii? Dacă nu plătești 600 de salarii, oamenii nu mai stau. Dragostea trece prin stomac. Întrebați-vă angajații, dacă nu avem bani de salarii, cât stau cu voi? Cât de tare vă iubesc? Și o să aveți răspunsul la întrebări. Nu trebuie să le luați răspunsurile de la mine. Iar aici, noi încercăm să îi ajutăm, să le spunem, da, ok, sunt multe soluții, vedem multe probleme pe care le-am identificat făcând audit și au fost, poate și de aici din sală, unii care au luat soluția de la noi și au făcut cu alții. Să le fie de bine. Problema lor este că n-au luat stilul de gândire, nu că n-au copiat know-how. Pentru că stilul cu care lucrează în continuare nu va avea capacitatea peste 6 luni să gestioneze o speță nouă. Toate companiile pun panouri fotovoltaice. Vă dau un simplu și banal exemplu. Nici o poliță de incendiu nu funcționează dacă în timpul montării polițelor panourilor fotovoltaice, pentru că e activitatea de construcții, ia foc clădirea. Ei acolo fac niște chestii, nu fac prea multă sudură, dar fiecare lucrare cu specificul ei. Nu există companie de construcții care să aibă posibilitatea să aibă o poliță de răspundere de 30, 50, 100 de milioane de euro. Deci, singurul lucru care îl puteți face este să obțineți derogare de la asigurătorul vostru, cum, de exemplu, am făcut în cazul Cristin, dacă a venit așa, facem și așa, da? Că dacă ia foc fabrica din cauza că s-au montat la Filipești și la Măgureni și la Boldescăni panouri, dacă se întâmpla ceva cu clădirile alea, ele erau despăgubite, inclusiv lucrarea în sine. Și i-am explicat la asigurător cum se face, ne-au dat și ei niște sfaturi, care parte au fost urmate și au fost bine primite de către client. Ideea este că legătura cu asigurătura este o colaborare, nu este o luptă pe case de avocatură. Dacă nu există legătura cu asigurătorul colaborativă, într-un caz de daună o să vă bateți în case de avocatură. Și credeți-mi un lucru, deasupra la semnătura clientului pe orice poliță de asigurare scrie am luat la cunoștință cu condițiile de asigurare și a fost de acord cu ele. Deci ăla este îngroparea noastră. Pregătiți finalul, vă rog. Foarte. Deci, până la urmă, realitatea este fiecare în parte. Dar de ce nu mai merge? Dacă ne uităm la un business, îl vedem ca oameni, investiții active, profit, datorii. De multe ori când vă uitați la un client nou, nu vă uitați câte procese are. Eu m-am șocat, de exemplu, la o companie, avea 40 de procese în 12 luni. Păi dacă n-ați studiat lucrul ăla și n-ați reglementat lucrurile foarte clar, n-ați o să fiți al 41-lea. Ei sunt happy să aibă procese cu furnizori. N-au nicio problemă, sunt obișnuiți. Casa lor de avocatură probabil că îi vizitează destul de des. Unde ar trebui să dau? În fine, detaliile fac diferența, dragii mei. Dacă brokerul nostru nu știe detalii, nu știe nimic. Asigurătorul, în polițele de asigurare sunt foarte multe excluderi. Asta este ușa antifoc, care dovedește colaborarea excelentă dintre domnul de la atelierul mecanic și stivuitorist. Nu este decât sudată. Ca să se asigure că în caz că apare un foc și se declanșează ușa, aia nu se închide. Funcționalitatea măsurilor de protecție la incendiu s-a dovedit și la ultimul incendiu de la Cluj. Depozitul Lecom de hârtie a fost salvat de peretele rezistent la foc. Nu sunt numai niște mofturi ale asigurătorilor, sunt niște soluții care pot să vă ajute să rămâneți funcționali, măcar pe jumate. Și despre vești triste din industrie, le știți mai bine ca mine, poate ar fi de dorit să se creeze o idee de comunicare, să se înțeleagă contextul care a dus acolo. Pentru că în România este o secretomanie foarte mare. Ar trebui să împărtășim din ceea ce știm în așa fel încât să nu mai ajungem acolo. Și colaborând împreună, acționând în zona aceea ce contează pentru noastră și vedem ce putem influența sau controla, reușim să identificăm și să implementăm soluții. Noi acum
suntem și depășim zona de transfer de risc prin asigurare sau transfer contractual, sunt aici rețele de retail. Dacă citiți atent contractele lor, o să vedeți că nici o răspundere cu privire la defectul produsului nu-și asumă, totul este la noastră. Câte companii de producție au polițe de cel puțin 5 milioane de euro? Pentru că dacă apare o problemă, va fi mare. Probabilitatea, având în vedere că astăzi se face îmbuteliere pe linie, să apară o problemă într-o cutie de iaurt este extrem, extrem de mică. Așa că sper că v-am dat măcar două idei și faceți un exercițiu la voi în companie despre autoritatea și responsabilitate, de sus în jos. Și dacă nu se închide bucla, ați găsit locul unde aveți mult și foarte mult de lucru. Iar cu privire la încheiere, vreau să ne distrăm un pic, dar în același timp să luăm foarte în serios, pentru că realitățile dumneavoastră m-au făcut să pun filmulețul ăsta aici. Realitățile pe care le văd în industrie, la un moment dat apar niște mastodonți. Dacă nu suntem și nu sunteți uniți, o să pățim ca fiecare funică luată la bucat. Da? Până la urmă, suntem aici, funcționăm, suntem de bună credință și ar trebui să fim luați ca atare. Bun, ăsta am fost eu, vă mulțumesc. Suntem pe aici, o să apară la un moment dat și colegul meu Lucian și suntem în zona. Vă mulțumesc! Felicitări, domnule Maier! Ca de fiecare dată, comunicările dumneavoastră sunt și pline de substanță și spirituale în același timp.